Susțin votul uninominal pentru că el îi va pune la treabă pe deputați. Asta ne dorim cu toții. Tu ai reușit să citești proiectul de lege propus de FDA și Plahotniuc? Proiectul de lege eu nu l-am citit. Deci eu susțin votul uninominal ca vot uninominal. Nu ca citit sau nu citit în... Eu înțeleg, dar tu dai seama, tu ți-ai pus semnătura și părerea nu doar la sistemul uninominal, tu ți-ai pus semnătura și părerea la sistemul uninominal în Republica Moldova și respectiv... Acum trebuie să-ți explic de ce. Eu întotdeauna am fost pro-candidat, nu partid, dar om. Și votul uninominal îmi dă posibilitatea asta, eu să votez omul, dar nu partidul. Înțelegi? Da. Geta, uite, tu ai călătorit prin Moldova, tu ai fost prin sate, centri raionale... Cunoști în ce țară, ce înseamnă Republica Moldova. Spune-mi, te rog frumos, de unde, din alt loc, poate să mai apară candidați decât din primărie sau lideri locali care au afaceri, care au oameni angajați? Eu cred că o să apară și toată, știi, foarte bine. Nu, stai puțin. Cei care vin cu idei noi, cei care știu să se promoveze și prin intermediul internetului și prin intermediul faptelor pe care le fac. Ei se promovează, doar liderii noi care apar, ei nu apar din nicăieri. Nu, uite, păi Ilan Șor nu a apărut din nicăieri, el a investit câteva zeci de mii de euro și orhenii îl iubesc ca pe o vedetă de show televizat, îți dai seama. Și așa să apară... Nu ne băgăm acum prea profund. Eu nu cred că eu pot să spun piept la un program de politic, televizat sau radio, înțelegi? Tu pe mine m-ai întrebat concret la o întrebare, eu s-am răspuns concret la această întrebare, dragoi. Ok. Pe parte, eu cred că noi intrăm în polemici. Dar tu îți dai seama, fața ta apare în spoturi comerciale, pe internet, la TV. Я тебя обнимаю и целую и желаю тебе много здоровья, твоим девочкам. Мулсмес где-то, да, ну не справ чего ворбем. Зашибись. Я, конечно, затерминаю конверсация к где-то Бурлаку. Susțin votul uninominal pentru că vom putea direct să alegem deputatul care ne va reprezenta interesul nostru în Parlament. Asta este caritate de psihotare, vă poate pune un piept și nu știu ce. Dar veniți în țară și dacă sunteți așa de tari și mari, faceți regulă, dar dacă vă țineți tari și mari. Faceți bală numai când sunteți psihotare. Asta e părerea mea. Adriana, nu știu dacă e... Nu știu dacă e... Nu știu dacă e realizat, dar... Dar eu, ascultă-mă, te rog, uite, ascultă-mă cu mine. Da, eu nici nu reușesc să te întreb ceva, doar pe tine de ascult. Adriana, noi nu putem pur și simplu să spunem să trăim și să vedem ce se întâmplă atâta timp cât tu susții ceva, dar nu ești sigur ce susții. Tu susții schimbarea sistemului electoral. Să vedem candidaturile, nu am direcția cu mâna acasă și stau să aștept. Să vedem ce o scrie mai departe. Bun, dar întrebare, tu știi cine a propus schimbarea sistemului electoral? Partidul Democrat. Tu vrei să spui că Partidul Democrat a propus această schimbare ca ei să nu mai fie la putere sau cum? Tu prin asta vrei să spui că o să fie o schimbare în Republica Moldova? Adică... Mai de tot și cred într-o schimbare. Eu sincer vorbesc. Eu cred că o să fie schimbări foarte radicale. Asta e părerea mea. Plahotniuc a propus o schimbare a sistemului electoral ca el să nu mai fie la putere. După tine, asta e adevărul. Uite, eu mă mai repet încă o dată, Andrei. Hai să trăim să vedem ce se întâmplă atunci când vor fi desemnați candidați. Vedeam atunci. Acum ce spunem? Cum mai rămas în alegerile parlamentare? Nu înțeleg. Tu spui... Nu am rămas mult. Răbdărită. Nu. Dar răbdarea nu este bună după mine. Eu cel puțin nu sunt la fel de răbdător. Poate nu sunt la fel de înțelept ca tine și nu înțeleg, da. Uite, tu ți-ai dat semnătura și ai pus imaginea ta, părerea, apropo de o schimbare sistemului electoral. Pentru o schimbare. Pentru că eu asta văd. Dar tu ai citit... Tu n-ai citit proiectul de lege al PD, nu? Tu n-ai văzut aspectele minuțioase de acolo. Eu cât ceva m-am informat, dar eu totuși, din cei ce m-am informat eu, totuși m-am făcut eu o concluzie. Că mergi pe o schimbare. Tu știi că chiar dacă vor fi desemnați oameni de pe la sate, ei oricum vor fi supuși sau se vor supune liderului de la Chișinău, la ce schimbare tu te aștepți exact? Măi,
Eu situația o văd așa, artiștii susțin, sute de semnături au fost adunate, dar foarte puțini oameni înțeleg despre ce-i vorba, chiar și unii dintre cei care susțin această schimbare. Și tu mi-ai spus să trăim și să vedem. Nu mi se pare normal să faci joc unui partid politic și după asta zici, ei, dar hai tot să vedem și să iasă, poate să fie bine. Tu doar trebuie să fie încrezută ca să fie bine. Eu sunt încrezută și vreau și susțin cei ce am vorbit și cei ce am și în interviu care l-am dat. Eu consider că este foarte corect ce ce urmează să se întâmple. Dar fiecare să-și aleagă. Deci tu crezi într-o schimbare? Eu totuși cred într-o schimbare. Nu ca și susține partidul sau... Eu totuși cred într-o schimbare. Ne amintesc cu mult drag de primul parlament al nostru. Te aduceți-vă aminte, vă rog, ce personalități notorii aveam atunci în parlament. Voi susține votul uninominal, fiind sigură că se va înnoi clasa politică. Am vrut să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Julea, dumneavoastră de ce ați decis să susțineți această schimbare sistemului electoral? Te rog, Andrei, că ești băiat deștept. Sunt eu la 66 de ani în mie, eu trebuie să dau seama de ce cred așa și la fel. Spune-mi eu, am eu dreptul să am o părere a mea. Da, dar eu vă întreb de ce susțineți. M-a întrebat cineva, am răspuns. Păi și dumneavoastră sunteți o persoană publică. Agitație, nu am făcut agitație, nimic, m-a întrebat cineva. Dumneavoastră n-ați făcut în mod direct, doamna Julea, dumneavoastră n-ați făcut în mod direct agitație, dar un partid cu rating de 4% folosește imaginea dumneavoastră, folosește numele dumneavoastră pentru a promova un proiect de lege, pe care eu sunt sigur dumneavoastră nici nu l-ați citit. Dumneavoastră, ce vă face să credeți că o să fie oameni notori în Parlament, dar nu oameni gen Ilan Șor, care poate să-și plătească electoratul câteva zeci de euro și el devine Dumnezeu? Asta e, tu ai o părere a ta. Eu nu vreau să intru în polemic, pentru că reușesc și am de cântat. Și eu nu cred că e cazul să dau seama fiecărui om absolut care nu împărtășește ideea mea. Doamna Julia, dumneavoastră sunteți o interpretă. Dumneavoastră aveți o imagine publică, sunteți o persoană publică. Și eu repet, cu imaginea dumneavoastră și cu numele dumneavoastră este asociată o campanie de promovare a unui proiect de lege inițiată de un partid politic. Dumneavoastră trebuie să vă dați seama de acțiunile pe care le faceți, nu? Andrei, mi-e pare foarte rău că încerci să-ți faci tu un fel de PR. Eu am spus clar, vreau să văd alte fețe în Parlament, nu aceleași. Vreau altă clasă politică. Absolut, aveți dreptul, tot dreptul, dar ce vă face să credeți? Eu n-aș îndrăzni în viața mea să-l telefonez la un om cu mult mai în vârstă ca mine și să-i pun niște întrebări și atât de insistent și eu chiar mă mir, chiar mă mir. Doamna Julia, care-i legătura? Eu încerc de câteva minute să înțeleg de ce dumneavoastră susțineți un proiect de lege pe care nici nu l-ați citit. Și dumneavoastră bateți în faptul că mie îmi se știe bunul simț și m-a sunat că sunteți în vârstă. Nu înțeleg legătura. Eu doar întreb de ce susțineți o chestie care e absolut politică și inițiată de cei de la guvernare. Și dumneavoastră vreți schimbare, dar susțineți cei ce este inițiat de guvernul propriu-zis. Eu te-am spus că vreau alte situații politice. Eu vreau o clasă politică nouă, ceva nu se schimbă. Asta a fost, dar eu nu mă bag Doamna Julia, același răspuns vom trăi și vom vedea, mi l-a dat și Adriana Ochișanu. Mi se pare curioasă speranța asta și optimismul dumneavoastră și o leacă orbesc el, atâta timp cât dumneavoastră vă permiteți să spuneți ceva și după asta nu vă asumați riscul și întreaga responsabilitate ca fraza și cuvintele dumneavoastră să fie folosite de un partid politic pentru a împinge un proiect politic pe care dumneavoastră nici nu l-ați citit ca proiect de lege. Mie asta mi se pare irresponsabil. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Eu îți mulțumesc, da, că
Sper că am fost respectuos, doamna Julia. Sper că n-am întrecut măsura. Nu, nu spuneți cuvintele astea. Dar te rog, altă dată, nu mă mai suna. Dacă ești atât de... nu știu cum să-ți spun eu... ai tu atâta impertinență să vorbești cu mine ca cu o școlăriță și eu trebuie să-ți dau seama ție. Eu în locul tău n-aș fi îndrăznit. Da. Nu aș fi îndrăznit. Dar ce trebuie eu să fac? Să mă închin în fața dumneavoastră? Sau cum, care e ierarhia dintre noi doi? Dar nu trebuie să mă simt. Deci am dreptul să am o părere a mea. Da, doamna Julia, nici nu se discută. Fiecare din noi are dreptul la propriile păreri. Dar în afară de drepturi, uneori mai avem și obligații. Mai ales dacă unii dintre noi sunt persoane publice, urmărite, susținute, chemate pe la nunți și comătrii. Și atâta timp cât îți asumi o poziție civică sau chiar politică, trebuie să fii în stare să o argumentezi. Sau dacă nu știi să o argumentezi, mie îmi se pare că asta mai degrabă nu e o poziție politică, dar e o înclinație spre masochism, când permiți unui partid cât se poate din nepopular să-ți folosească imaginea pentru a împinge un proiect politic. Și tu rămâi în continuare destul de orb sau nu vrei să recunoști sau ești foarte talentat în a mă minți și îmi spui că tu crezi în schimbare susținând un proiect care e împins de putere. Ori eu, cu mintea mea îngustă, încă nu cunosc un caz în toată istoria acestei planete frumoase pe care noi trăim, în care guvernul, totuși puterea, să împingă un proiect de lege prin care guvernul să aibă mai puțină putere. E că așa, într-o bună zi, decide președintele, guvernul, puterea, atât zic, băi băieței, ne-am suturat noi alea că guvernăm, ia de totuși poporul să aibă mai multă putere asupra noastră. E că încă n-am văzut asemenea cazuri. Dar voi, oamenii de cultură și obțin, din cât eu am înțeles din aceste scurte discuții și colorate și intenție emoțional, voi mi-ați dat de înțeles că voi credeți în schimbare propusă de guvernare. Anyway, iarăși, poate numai eu văd disonanța în tot asta. Prieteni, mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că ați urmărit acest cărnaț informațional audio-vizual extraordinar de lung. Mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc că o să fiți activi în comentarii, dar eu știu asta despre voi. Mulțumesc că ați distribuit acest video, pentru că voi înțelegeți că n-am billboard-uri, televiziuni, microfoane, mașini, bugete ca să transmit atletele mele mai departe pe interneturi. Și voi să mă ajutați să fac acest lucru. Dar dacă vreți să contribuiți direct la emisiunea Lumina, puteți nu doar share, delete, like, report, blog, post, să apăsați. Puteți să intrați pe patreon.com/fedot sau puteți pe site PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com să contribuiți în mod direct, financiar, la continuitatea acestui produs media online sincer și curat, ca lacrima de înger, emisiunea Lumina. V-am pupat! Thank you.